Peste 220 de persoane din Republica Moldova au fost înșelate de la începutul anului 2024 prin intermediul schemei de escrocherie cunoscută sub numele de Ruda implicată în accident rutier. Prejudiciul total cauzat de escroci a depășit suma de 35 de milioane de lei. Oamenii legii vorbesc despre o schemă în care escrocii folosesc tactici psihologice pentru a-i determina pe oameni să dea banii. Cea mai mare sumă obținută prin această metodă a fost de 700.000 de, de lei de la o singură persoană. Metoda prin care escrocii operează implică apeluri telefonice către victime. Majoritatea persoane în vârstă, cărora li se spune că o rudă apropiată ar fi fost implicată într-un grav accident rutier. Victimele sunt convinse că trebuie să trimită urgent bani pentru a evita pedepsirea presupusei rude. Copleșite emoțional, victimele ajung să ofere sume considerabile de bani. Primul mesaj este un mesaj emoțional care l-auzi acolo, cu plânsite, că iată a nimerit în accident rutier și te rog și automat se transmite telefonul. Deci se începe o prelucrare foarte, foarte psihologică. Procesul de comunicare durează în unele cazuri și 3, 4, 5 ore. Am avut cazuri când au fost și până la 8 ore comunicarea cu o victima la telefon. Șeful IGP spune că în unele cazuri escrocii au acționat atât de abil încât au reușit să obțină o sumă de bani cu tot cu safeu. Am avut cazuri când victima i s-a cerut o sumă, a dat o sumă mult mai mare cu tot cu Safeu. În alte situații, victima i s-a comunicat despre o pretinsă rude, fiică, nepoate. După ce a dat bani, a constatat că nu are nepoate, dar are nepot. Organizatorii acestor scheme operează din afara Republicii Moldova, a mai declarat șeful IGP. Potrivit lui, pe teritoriul țării se află și acționează doar curierii care colectează banii de la victime și îi transmit fie prin curier, fie prin transfer. Peste 50% dintre acești curieri au fost identificați și reținuți, a subliniat Cernăuțeanu, adăugând că în unele cazuri au fost implicați chiar și minori. Suntem în, diferit, în câteva procese de lucru și cu alți parteneri din afară, Cunoaștem și unii lideri din aceste, din aceste scheme infracționale. La moment, suntem în lucrare cu partenerii țărilor europene care, cumva, găzduiesc e, ilegal e, aceste centre. Oamenii cad ușor în capcan acestor escrocherii din cauza șocului, a explicat psihologul Cezar Adilevski. În momentul în care ni se dă o noutate, șoc, ce face creierul nostru? Deci, partea care răspunde, partea noastră emotivă, prea controlul. Și partea cognitivă care raționalizează devine uh, mai puțin obiectivă și rațională. În primul rând trebuie să facem nicio mișcare. Trebuie să stăm, să cugetăm, să sunăm rudele de peste hotare, telefoane sunt, internet este, ca să verificăm această informație. Cei mai vulnerabili sunt potrivit psihologului bătrânii, care pot cădea ușor în plasa escrocilor. Trebuie să instruim uh, părinții noștri să, să ne dăm seama că în momentul în care suntem forțați, presați, puși sub presiunea timpului, da? deci o să sună așa fraze, numai decât, hai mai repede, uh, imediat, uite că dacă nu faci asta, acum, se întâmplă aia, aia. Deci astea sunt primele semne care ar trebui să ne pună în carte. Escrocheria a început să ia amploare în a doua jumătate anului 2023, continuând masiv în prima parte a anului 2024. Totuși, datorită unei campanii intense de informare desfășurate de autorități, numărul cazurilor a scăzut semnificativ în ultimile luni.